Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom lucra un nou proiect pentru doamnele începătoare. Îl voi lucra în mod direct, fără să am un proiect pregătit, un model pregătit. Pentru ceea ce vom lucra astăzi, un iepuraș foarte, foarte micuț, foarte drăguț, vom folosi firul Bravo. Vom folosi croșeta cu numărul 3 și jumătate. Apoi vom avea nevoie de fie de ochișorii cumpărați, fie de două mărgeluțe care vor ține locul ochișorilor. Vom avea nevoie de una cu puțină ață roșie. Vom avea nevoie de câteva ace de siguranță și acul cu gaură foarte mare pentru cusut lână. Apoi vom avea nevoie, dacă folosim ochișorii din comerț, cei care nu au butonul de siguranță, vom avea nevoie de un pic de lipici lichid pentru a lipi ochișorii. Mărgeluțele se pot coase foarte ca în toate lucrările. Un fir despărțitor sau agraf, ceea ce folosiți dumneavoastră, și nu în ultimul rând vom avea nevoie de melană sau de bat pentru a umple jucăria pe care o vom lucra. Fiind prezentate materialele, propun să încep să lucrăm, pentru că este ziua, încerc să fac tutorialele ziua, modul în care dumneavoastră să puteți vedea mult mai bine ceea ce lucrez, fără umbre. Voi începe în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. De-al șaselea. Acum vom închide cercul magic și vom închide cu fir alunecat, după care vom lucra în corespondența fiecărui ochi, fiecărui picioruș scurt, vom lucra două piciorușe scurte. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Eu cred că nu se vede chiar foarte bine, chiar dacă este ziua. Avem 4, 6, 8. Aici în ultimul vom face ultimele două piciorușe scurte. Acum vom folosi firul despărțitor și vom lucra următorul rând: un picioruș scurt urmat de o înmulțire, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Un picioruș scurt, o înmulțire, un picioruș scurt, o înmulțire. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului și la capătul rândului, așa cum vă spuneam,
vom obține un număr de 18 picioarușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua cu următorul rând în care vom lucra două picioarușe scurte. Urmate de o înmulțire. Două picioarușe scurte. O înmulțire. Astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 24 de picioarușe scurte. Următorul rând vom lucra un număr de 3 picioarușe scurte. Urmate de o înmulțire. Din nou, 3 picioarușe scurte. O mulțire. Și astfel, la capătul rândului, vom obține un număr de 30 de picioarușe scurte. Întâlnim la capătul acestui rând. La sfârșitul acestui rând am obținut un număr de 30 de picioarușe scurte după ce am lucrat 3 picioarușe scurte urmate de o mulțire. Acum vom lucra două rânduri de 30 de picioarușe scurte. Deci vom lucra fiecare ochi așa cum se găsește. Nu va trebui nici să mulțim, nici vom merge de jur împrejur pentru două rânduri. Ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de câte 30 de picioarușe scurte. Acum vom lucra 4 picioarușe scurte. Și al patrulea. Iar în cel de-al cincilea vom face o mulțire. Vom lucra astfel pe parcursul întregului rând și vom obține un număr de 36 de picioarușe scurte. 2, 3, 4 și o mulțire. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui nou rând. Am ajuns la capătul acestui rând de 36 de picioarușe scurte. Acum vom lucra un număr de 4 rânduri de câte 36 picioarușe scurte. Deci vom face în corespondența fiecărui picioruș scurt din rândul anterior un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra 4 rânduri. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 4 rânduri. Am încheiat cele 4 rânduri de 36 de picioarușe scurte. Acum vom începe să scădem pentru că așa s-a întâmplat că nu am menționat la început. Acesta este căpușorul iepurașului. Deci voi continua lucrând 4 picioarușe scurte. 4 de o scădere. Vom introduce croșetul doar prin partea din față a celor două piciorușe și vom efectua scăderea. Vom lucra în felul acesta, 4 piciorușe scurte urmate de o scădere. La sfârșitul acestui rând vom avea din nou un număr de 30 de picioarușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând și vom continua proiectul nostru.
După ce am lucrat un număr de 4 piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte, următorul rând vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, cel de-al treilea, urmate de o scădere. Și vom continua din nou, 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la capătul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere, am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Veți vedea, proiectul este foarte, foarte ușor, ales anume pentru doamnele începătoare. Eu sper să fiți mulțumiți de această dată de calitatea filmării. Eu încerc în toate modurile, cu siguranță mi va trebui o cameră mult mai performantă, dar deocamdată nu am posibilitatea. Voi lucra astfel până la capătul rândului, deci 2 piciorușe scurte urmate de o scădere. Acum este ziua, încerc să filmez și ziua, să vedem, poate tutorialele vor fi mult mai corecte, în sensul că puteți vedea mai bine ceea ce lucrez. Acum vom lucra ultima scădere și am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Următorul rând vom continua cu un picioruș lucrat în mod normal, urmat de o scădere. Iar la capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Un picioruș scurt, o nouă scădere. De aceea și explic ceea ce lucrez, chiar dacă vocea mea este înceată, aceasta este vocea mea de normală. Deci vom continua cu un picioruș scurt, o scădere până la capătul acestui rând. Am obținut cele 12 ochiuri după ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o scădere. Am umplut căpușorul cu melană, iar acum vom continua cu corpul iepurașului. Corpul este foarte micuț, veți vedea. Vom lucra un picioruș scurt, iar în următorul vom face o mulțire, astfel că la capătul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Deci, un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Iar la capătul rândului ne vom întâlni cu 18 piciorușe scurte. Am obținut cele 18 piciorușe scurte după ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte,
urmate de o mulțire. Două piciorușe scurte, din nou. O nouă mulțire. Astfel că la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. O nouă mulțire. Eu sper foarte mult că se vede. Două piciorușe scurte. O nouă mulțire. Două piciorușe scurte. O nouă mulțire. Și am ajuns la capătul acestui rând. Acum vom continua lucrând 3 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Deci de 3 ori, de jur împrejur, 24 de piciorușe. Noi ne întâlnim când vom termina aceste 3 rânduri. Am lucrat cele 3 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. Cel de-al doilea, vom continua cu o scădere, din nou vom lucra două piciorușe scurte, urmate de o scădere, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere, un picioruș scurt, o nouă scădere și astfel la capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Un picioruș scurt, o nouă scădere, vom continua astfel până la capătul rândului. Dar acum vom face ultima scădere. După care vom umple corpul cu melană. Pentru că după aceea ne va fi mai greu să umplem. După cum vedeți, proiectul este foarte, foarte micuț. Iepurașul este foarte drăgălaș. Eu știu cum arată. Țin să vă spun că acesta nu este tutorialul meu personal. L-am tradus din altă limbă, dar mi s-a părut ușor pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Doamnele avansate, care lucrează de mai mult timp, cunosc diferite modele
de iepuraș. Există o multitudine, însă am ținut să precizez că nu este proiectul meu, nu este tutorial inventat de mine. Sunt anumite tutoriale pe care le traduc din alte limbi. Așa cum spuneam, aceste tutoriale eu le fac strict pentru canalul meu de YouTube și pentru grupul de Facebook. Nu sunt în competiție cu nimeni. Eu lucrez pentru dumneavoastră, doamnele care faceți parte din grupul Tatiana Croșeta și prietenele ei și pentru persoanele care sunt înscrise pe canalul de YouTube. Acum vom continua, după ce am umplut și corpușorul, vom continua să facem 6 scăderi, una după cealaltă, după care vom închide și această parte care este corpușorul iepurașului. Dumneavoastră puteți pune firul despărțitor, eu acum nu mai am nevoie de acesta. Acum am ajuns la capăt și vom coase această parte cu acul, cu firul gros, cu gaura groasă, mă scuzați. Acum voi coase. Îl prinde fir cu fir. Voi strânge bine și voi ascunde acest fir. Am terminat corpușorul. Voi scurta firul, această bucată de fir o voi pune deoparte pentru că le voi folosi ca umplutură la alte lucrări. Acesta este deocamdată corpușorul. Vom continua prin a lucra piciorușele. Eu am deja unul realizat, este micuț. Pentru a realiza acest picioruș vom face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Aici vom închide cu piciorul alunecat.
pune din nou firul despărțitor pentru doamnele începătoare. Este important. Așa. Și în corespondența fiecărui picioruș vom lucra o mulțire. Deci la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe. Acum vom continua lucrând un picioruș scurt, o mulțire, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Un picioruș scurt urmat de o mulțire. Deja 6, 7, o nouă mulțire, 9, 10, o nouă mulțire, 12, 13, o nouă mulțire, 15, 16, 17 și 18. Acum vom lucra două rânduri de câte 18 piciorușe. Deci două rânduri. Noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri. Am terminat de lucrat cele două rânduri de câte 18 piciorușe. Acum vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere, și vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la capătul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Ajuns în acest punct, vom continua să umplem piciorușul. Am pus și bucățica de fier care mi-a rămas. Voi adăuga un pic de melană. Voi vedea atât cât este nevoie. Cred că este bine așa. Iar acum voi lucra din nou 6 scăderi. Iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. Una. Deci vom lucra consecutiv, scădere după scădere. 2, 3, 4, 5, cea de 6 scădere.
În momentul în care am ajuns aici, vom tăia firul, iar dacă este nevoie, vom mai pune un pic de melană. Ne vom ajuta cu croșetul. Cred că mai este nevoie de un pic, după cum se vede. În felul acesta. Egale. Bine. Iar acum voi scurta firul, pentru că apoi vom avea nevoie să coasem piciorușele la iepuraș. Vom continua cu urechiușele. Pentru urechiușă vom face în cercul magic un număr de 5 piciorușe scurte. Cel de-al cincilea. Acum voi închide cercul magic. Voi închide cu fir alunecat. Un pic mai greu pentru că lucrez cam strâns. Așa. Iar acum următorul lucru va fi să înmulțim în corespondența fiecărui picioruș. Vom lucra o mulțire, deci la capătul rândului vom avea un număr de 10 piciorușe scurte. 2, 4, 6, 8 și ultima mulțire, am obținut 10 piciorușe scurte. Acum vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt, o mulțire, iar la capătul rândului vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Picioruș scurt, o înmulțire. Un picioruș scurt, o înmulțire. Un picioruș scurt, o înmulțire. Iar acum voi face ultimul picioruș scurt și ultima mulțire și am obținut un număr de 15 piciorușe scurte. Următorul rând, următorul lucru care îl vom face va fi să lucrăm două rânduri de câte 15 piciorușe scurte. Deci două rânduri și la capătul acestor rânduri ne vom reîntâlni pentru a continua lucrul. Deci două rânduri de 15 piciorușe. Acum vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, al treilea. După care vom face o scădere. Deci pe parcursul întregului rând vom lucra 3 piciorușe scurte urmate de o scădere. La capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Thank you.
ajuns la capătul acestui rând, cu un număr de 12 piciorușe scurte, acum vom face 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci de 3 ori 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestor rânduri. Am ajuns la capătul celor 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte. Urmate de o scădere. Iar la capătul rândului vom obține un număr de 9 piciorușe scurte. 2 piciorușe scurte, o nouă scădere. Două piciorușe scurte. Iar acum ultima scădere. După care vom lucra un alt rând de 9 piciorușe scurte. Deci un singur rând, 9 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6, 7, 8 și cel de-al 9-lea. Iar acum vom lucra un piciorușo scurt urmat de o scădere și vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. Un picioruș scurt. O scădere. Un picioruș scurt. O scădere. Piciorul scurt și ultima scădere și astfel am obținut cele 6 piciorușe scurte cu care am încheiat urechiușa. Voi scurta firul, voi lăsa o bucățică ca să am pentru cusut felul acesta. Eu cealaltă ureche am lucrat-o deja. După cum vedeți, sunt perfect egale. Acum vom continua lucrând mânuța. Mânuța este foarte simplă. În cercul magic vom face un număr de 4 piciorușe scurte. Cel de-al patrulea, voi închide cu fir alunecat sau cu picioruș alunecat, cum vreți să-l numiți. Aici îmi va fi un pic dificil ca de fiecare dată. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, voi lucra două piciorușe, deci voi mulți și voi obține un număr de 8 piciorușe scurte. 2, 4, 8
care vom lucra din nou un rând de 8 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 6 piciorușe scurte. Prima scădere, acum din nou 2 piciorușe scurte, ultima scădere, am obținut 6 piciorușe scurte și aceasta este mânuța iepurașului. Vom pune un pic de umplutură înăuntru, bineînțeles pun capătul de fir, foarte puțin melană, pentru că nu trebuie să fie prea umflate, prea bombate mânuțele. Așa. Cred că nici nu este nevoie de melană, nu? Pentru că este destul. Din nou vom lăsa firul un pic mai lung, pentru că vom avea nevoie să coasem. Între timp eu am făcut și cea de-a doua mânuță și vom continua cu codița. Pentru codiță vom lucra în cercul magic un număr de 5 piciorușe scurte. Cel de-al cincilea, vom închide cercul magic cu piciorușa alunecat. Am intrat în mod greșit. Așa. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, vom lucra 2 piciorușe. Deci, la sfârșitul acestui rând, vom avea un număr de 10 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui nou rând cu 10 piciorușe scurte. Am obținut cele 10 piciorușe scurte după ce am înmulțit în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Acum vom lucra 2 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Deci 2 rânduri. Noi ne vom întâlni când vom termina și aceste 2 rânduri. 10 piciorușe scurte, fără mulciri, fără scăderi. Acum vom lucra 5 scăderi consecutive și la sfârșitul rândului vom avea un număr de 5 piciorușe scurte cu care vom încheia și codița. Ceea ce urmează apoi va fi să ansamblăm corpușorul. Am fiecare fir, mă scuzați, oboseala își spune cuvântul, am renunțat la orele mele de odihnă pentru a face acest tutorial. Și deja oboseala își spune cuvântul. Ultima scădere și am încheiat codița. Aceasta va fi codița iepurașului. Dacă va fi nevoie, vom pune un pic de umplutură, dar nu cred că este nevoie.
pentru că am introdus capătul de fir și aici voi lăsa firul un pic mai lung, iar acum vom trece la asamblarea corpușorului. Am fixat cu ațe cu gămălie fiecare picioruș, iar acum cu firul pe care l-am lăsat mai lung vom coase fiecare picioruș în parte. Vom atașa corpului iepurașului. De obicei, la început, în lucrările mele, mă foloseam de lipiciul lichid pentru a fixa piciorușele. Acum, încet, încet, mă învăț să le cos, pentru că, așa cum știți, întotdeauna trebuie să învățăm, întotdeauna învățăm lucruri noi. Chiar dacă nu sunt o expertă în jucării, e amigurumi, eu le lucrez doar de când am înființat acest grup și de foarte multe ori învăț împreună cu dumneavoastră. Nu este o rușine să o spun, acesta este adevărul, învăț împreună cu dumneavoastră, așa cum și dumneavoastră învățați în același timp cu mine. Nu trebuie să ne fie rușine de nimic. Așa. Deci am fixat primul picioruș, voi scoate firul, îl voi ascunde undeva deoparte. Chiar dacă nu pare, dar să știți că va ieși ceva frumos. Vă rog foarte mult, dacă doriți să le dăruiți unui copil aceste jucării, să fiți foarte atente la părțile componente, să fie bine cusute, dar mai ales la ochișori, pentru că, așa cum știți, copilașii au tendința să pună în guriță tot. Am cusut o mânuță, acum o voi coase și pe cea de-a doua. Am terminat de fixat piciorușele, ați văzut cum le-am fixat mai întâi cu ațe cu gămălie și apoi le-am cusut, la fel și cu mânuțele, coase. Coase totul de jur împrejur și nu mai avem decât foarte puțin și lucrarea noastră este gata. Sper că doamnelor începătoare le va plăcea acest micuț iepuraș care încet încet prinde contur, prinde formă. Cu atenție vom ascunde bine firele în spate, în felul acesta. Ceea ce ne rămâne de făcut este să fixăm urechiușele și codița. Și am terminat, apoi, bineînțeles, îi vom pune ochișori, îl vom aranja. Vedeți că are stabilitate. Vom pregăti totul pentru... Am cusut prima urechiușă, acum o voi coase pe cea de-a doua.
dumneavoastră veți fixa cu bolduri, coace cu gămălie. Eu lucrez așa pentru că m-am obișnuit un pic. Voi coase și în spate, partea din spate, după cum știți, avem cele șase piciorușe scurte care ne-au rămas. Ele ne vor ajuta să fixăm urechiușa de căpușorul iepurașului, lucrând fiecare picioruș. Acesta, sper că se vede. Am încercat în toate modurile posibile să filmez, să vă dau modul în care puteți lucra cât mai corect. Însă, așa cum spuneam, cred că am nevoie de o cameră mai mare, mai performantă. Nu este o scuză. Am văzut o mare doamnă a croșetului, doamna Alisa Hărcan, modul în care lucrează dumneai ei, camera pe care o are. Mi-ar face plăcere să am și eu astfel de cameră, dar nu se poate deocamdată. De aceea mă mulțumesc cu ceea ce am. Ascund firul bine și voi scurta. Întotdeauna capetele de fir, așa cum vă spuneam, le pun deoparte. Uitați-vă că am fixat și urechiușele. Acum voi fixa ochișorii, eu îi voi lipi, dar mai înainte de aceasta aș vrea să-i fac năsucul și gurița, pentru că va fi mult mai ușor după aceea să pun ochișorii. Iar apoi la urmă vom aplica codița, ultima va fi codița. Așa. Voi lua o măsură, 1, 2, 3, 4, 5. 6, aici în al 6-lea rând voi intra și voi face gurița. Încerc să o brodez în modul cât mai corect. Încă nu am acea manualitate care o au doamnele care lucrează de foarte mult timp, trebuie să recunosc. Nu. Specialitatea mea sunt florile din panglică, aranjamentele din panglică, așa cum vă spuneam, aceste lucruri, mileurile de macrame, coșulețe,
Așa cum vă spuneam, aceste tipuri de lucrări, jucăriile amigurumi, le învăț, am început să le lucrez din momentul în care am creat grupul. Florile croșetate, de atunci am început să le lucrez. M-am ocupat foarte mult de goblen, de macrameu tradițional românesc. Am lucrat mulți ani și apoi am trecut la panglică, iar acum am descoperit și această lume a jucăriilor. Sunt foarte, foarte frumoase. Intra undeva aici în mijloc pentru a-i face acea dunguliță în jos. După care voi ascunde firul. Și aici cu Milana, care a ieșit afară, o voi scurta. Puteți să mă criticați pentru asta, vă dau voie. Poate întâmpla oricui, chiar și la casele mai mari, așa cum se spune. Voi scurta firul de aici, voi ascunde acest capăt, nu se va vedea. Deci, acum voi aplica ochișorii, așa cum vă spuneam, eu voi pune ochișorii cumpărați. Dumneavoastră, dacă nu aveți, puteți scoase două mărgeluțe. Cred că vor fi mai sigure pentru dacă veți da aceste jucării unui copilaș. Eu, așa cum am spus întotdeauna, ceea ce fac foarte mult în scop demonstrativ. Modul de a descoperi și dumneavoastră noi idei. În acest fel, doamnele care nu sunt specialiste în a traduce din alte limbi, vor lucra mai ușor. Având și un tutorial în limba română, acum voi aplica codița aici în spate. Dumneavoastră, dacă doriți, o puteți scoase, eu o voi lipi cu lipiciul meu, pentru că timpul mă presează, de acum trebuie să încep din nou orele de muncă, așa cum știți. Timpul meu este foarte, foarte limitat, de aceea tutorialele pe care le-ați văzut până acum au fost lucrate noaptea, dimineața foarte devreme. Serviciul pe care îl fac, să spunem așa, să-l numim serviciu, este cel de badantă, nu mi-este rușine să spun.
am fixat și codița. Este rușine să furi, este rușine să faci alte lucruri urâte, însă a câștiga în mod cinstit un bănuț nu este o rușine. De aceea spun că lucrul meu este, serviciul meu este cel de badantă și timpul meu este limitat. Îl ofer dumneavoastră cu mare drag, în speranța că ceea ce eu lucrez va fi pe placul dumneavoastră, sperând că vă va place, că veți lucra după ceea ce vă prezint eu. Mi-ar face mare plăcere să văd pe pagina grupului câteva din lucrările mele, așa cum am văzut și până acum. Vreau să mulțumesc tuturor doamnelor. Acum voi aplica aici într-o parte o floricică pentru a-i da o notă de eleganță. Acesta este iepurașul, iepurita noastră, mai bine zis. Sper să vă placă, așa cum spuneam. Sper să nu mă criticați prea mult și ne întâlnim la un următor tutorial. Eu sper să fie cât de curând, însă nu știu, depinde de timpul liber și depinde de starea sănătății, de modul în care mă simt. Nu este un secret pentru nimeni faptul că am foarte mari probleme de sănătate, dar aceasta nu mă împiedică să lucrez și să ofer dumneavoastră aceste lucrări pe care eu le iubesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și sper că ne vom revedea.